Hello, hello, bine ați venit! Pentru cine nu mă știe, eu sunt Sergiu Axinte, antreprenor în pielărie, iar astăzi o avem invitată pe Emilia Tofan. Emilia, bine ai venit! Bine v-am găsit! Emilia, Salutare tuturor! Recunosc că te urmăresc de ceva timp și îmi place ce lucrări ai. Spune-mi, te rog, tu ești foarte tânără. Cum ai început să... Cum ai intrat în domeniul ăsta? Ce te-a atras aici? În primul rând, mă numesc Tofan Emilia și sunt din județul Suceava, dar stau într-o comună, se numește Comuna Burla. Am 19 ani și de la vârsta de 16 ani am început pielăritul. Urma să fac 17 ani, nu era, nu știu, o lună diferență. Eu am început cu o brățară. Primul proiect făcut de mine a fost o brățară. Acea piele am primit-o de la un prieten și brățara aia n-am făcut-o cu scule specifice pielăritului. Eu aveam ce găsești prin casă la tot omul. O șurubență. Da. Și după ce am făcut acea brățară, cumva mi-am stârnit interesul. Mi s-a părut ceva interesant. Și am căutat pe internet mai multe scule. Nu știam că sunt site-uri specifice care vând scule. Am căutat atunci pe OLX. Am găsit ceva, dar eu tot căutam. Voiam să știu cam care e prețul, ce să-mi cumpăr mai întâi, dar nu aveam bani pentru scule momentan. Că eram prin clasa 10-a pe atunci și așteptam cu entuziasm bursa pe care o primeam eu ca elevă, în jur de 200 de lei, nu știu, cam așa era. Și o așteptam cu entuziasm ca să îmi cumpăr acele scule. Și țin minte că banii aceia au intrat înainte de sărbători și atunci l-am găsit pe Dejago, numele de scenă, dar el e Fodor, așa îl cheamă, și am vorbit cu el despre anumite scule și de la el am cumpărat prima dată niște ață. Cumva m-a ajutat și el să-mi cumpăr sculele necesare pentru a coase, să nu, cumva să nu cheltui banii pe alte scule care nu necesită chiar la început. Și după ce am cumpărat de la el acele scule, am început să fac un portofel. Tare greu mi era cu tiparele. Nu știam exact cam ce distanță să las ca să pot coase și cardurile să intre sau banii. Și la început am făcut primul portofel așa cum am putut eu. L-am făcut și tiparul pe hârtie, pe caie de matematică. Până la urmă l-am realizat portofelul acela, dar aveam o frică cumva că dacă o să greșesc și stric pielea și altă piele nu mai aveam, știu că alți bani tot nu mai aveam ca să dau pe piele și era un fel de stres că ce o să fac. Dar până la urmă am zis că o fac și gata, nu mai am nicio reținere. Și am făcut acel portofel, pot să spun că am fost încântată. Chiar intra buletinul, cardurile nu era nici prea mic, dar nici prea mare, doar că nu era foarte calitativ. Ceea ce e și normal. Și după ce am postat portofelul pe grupul Handmade România, Leather Handmade România, cineva m-a ajutat cu niște PDF-uri, cu portofele, mai multe chestii. Anumite tipare le-am luat în considerare și le-am făcut. Dar pot să spun că ajutorul lui mi-a dat cumva un impuls ca să mă țin de asta. Și am început tot să mai exersez, să mai fac câte una alta. Portofele sau lucrurile pe care le făceam le mai vindeam prin casă, că
eu fac parte dintr-o familie cu mulți frați, adică am 8 frați și aveam cui să le vând, așa, la jumate de preț sau cât era. Ai avut pe cine să-ți faci mâna? Da. Și ei m-au cumva ajutat cu încurajări și am mers tot înainte. Nu știu ce mai pot spune. Încet tot așa, prin vânzare, am început să strâng bani mai mulți și să investesc. Am început și să știu anumite scule pentru ce se folosesc, să am un habar cam ce grosime de piele îmi trebuie, să-mi formez așa o rețetă, să știu pe parcurs ce să fac. Da, și cam asta e. Deci ai fost mai degrabă autodidact decât să fi furat meseria de la cineva apropiat, nu? Da. Eu am învățat de pe internet. Canalele de YouTube a pielarilor, nu știu, în general am văzut străini pielari, că mai era și Ben Brooker, mai am văzut pe acolo. Dar în general erau străini și de acolo am învățat eu cam meseria asta. Bine, treptat mai ceream sfaturi la micii artizani de aici din România, dar cumva marea parte din ce știu o știu de pe internet sau am învățat-o treptat eu singură, prin experiență și piele stricată, cam așa. Da. Observ că ai un stil propriu, nu? N-am mai văzut stilul ăsta în altă parte. Și probabil ți l-ai format în timp, nu? Lucrând, ți-ai găsit propriul stil, corect? Da. Păi, la început, ca tot pielarul, cred că la început, când nu știi să faci tipare, te mai uiți la cine face tipare sau iei o geantă, o descoși și te uiți cum e construită ea. Mai furi un pic din ce fac alții. Și după o anumită perioadă sau, nu știu, experiența acumulată, începi să vrei să scoți ceva al tău, să fie cât de cât original. Chiar dacă toată lumea face gen sau portofele, să fie, nu știu, cât de mic, dar să fie acolo ceva schimbat de tine, să se vadă că produsul ăla lucrat de mâna ta. Și eu în timp am învățat să fac tiparele, tot le fac manual, digital, nu prea mă descurc, dar nici n-am încercat. Și, de exemplu, la genți fac o geantă simplă, dar mai pun acolo o frunză. De asta, de acolo vine frunza net, că îmi place să mai mi se zic așa. Și cumva eu sunt mai pe stilul ăsta, cu natura. Nu sunt foarte, nu știu, cumva în lucrurile pe care le fac eu există și o feminitate, dar nu e extremă. Sunt așa un pic mai între. E un fel de contrast între. Și cam așa mi-am dezvoltat stilul. Uite, mă uit la ultima ta postare. E un etui de ochelari. Poți să ne spui, te rog, cum ai făcut acel finisaj? Bănuiesc că este o piele tăbăcită vegetal, culoare natur. Ai vopsit tot tu, probabil, nu? Nu. E no? O piele pull-up, se cheamă. Pielea nu e tăbăcită vegetal. Ok, așa. Și, de exemplu, canturile nu le-am făcut. Doar am dat cu un pic de bandă abrazivă și le-am lăsat așa. Să arate cât de cât soft, cumva. Sau, ok. Nu știu. Și pentru Lucio ai mai făcut ceva sau pur și simplu așa e luat? De obicei îmi place să mai finisez cu toconole.
interiorul și exteriorul. Și la urmă mai aplic o ceară pentru protecție, să nu se uzeze așa repede. Dar cam atât, nu schimb nimic. Las să fie cât mai autentică pielea, cât din mama ei, cumva, să fie. Ok. Aș încerca o întrebare mai personală. Ce anume te Sigur. Motivează să faci ceea ce faci? Ok, e o pasiune da. acolo, dar totuși ce te face să cum să spun eu, să duci, să-ți îmbunătățești în fiecare zi ceea ce faci? Cred că e visul. Eu sunt, să fac o paranteză, sunt o iubitoare de muzică rock veche și ascult foarte des muzică și prin ascultare cumva am o anumită imaginație, nu știu, când ascult muzică mă strecor pe altă parte, știi? Sunt un pic visătoare, un pic prea mult. Și eu, când ascult muzică, visez, nu știu, un model de geantă sau să fac altceva și pun în practică după aia. Câteodată îmi notez, să nu uit, că îți dai seama dacă asculți într-o zi în continuu muzică, sunt multe, multe vise. Și cam asta îmi dă, dar și ambiția asta. De exemplu, când, indiferent de orice meserie, dacă tu ești cel mai sus și vezi mai mulți, un pic mai jos decât tine, cumva nu mai ai ambiția aia să urci, știi? Că nu mai vezi ceva care te face să urci. Așa cum mai sunt în România. Sunt artizani mult mai buni decât mine și pe mine faptul ăsta că ei au urcat acolo mă face și pe mine să urc. Așa cum am urcat eu greu, cu bani puțini și munciți doar eu știu cum i-am muncit și cât de greu mi-a fost, mă face să nu renunț la visul meu. Și foarte, foarte multă lume mi-a spus că fac asta bine și să nu mă las, dar nici eu nu vreau să mă las de această meserie, că e intrată în sânge deja, n-ai cum să renunț la ea. Și asta mă face să visez și să fiu aici tot timpul. Da, e de admirat că la o vârstă atât de mică, aș spune, ai reușit să ajungi la performanța de a face lucrurile astea foarte bine. Da. Da, nu știu, eu de mic am fost cumva, nu tratată, dar am fost învățată să îmi fac banul așa cum se face și niciodată nu mi s-a părut greu să fac lucrul acesta și tot timpul, nu știu, dacă mi s-a întâmplat să nu mai am bani de piele, de vopsea, cumva am zis că bine, asta e viața. Până la urmă o să se întâmple ceva și o să revin din nou să am și să lupt. Ok, deci ai avut o speranță de mai bine atunci când ți-a fost greu. Da, da, da. Niciodată nu am dat înapoi. Ok. Există artizani pe care îi urmărești acum și pe care de la care te inspiri sau cum, care e procesul prin care treci atunci când faci un produs nou? Mai de mult mă inspiram de la Ben Brooker, Adia Popei, de la Unic. Și acum tot așa prin ascultarea muzicii sau mai mă uit pe Pinterest și văd anumite modele mai noi, nu știu, altfel.
că sunt destul de multe acolo și mai îmi vin idei. Cumva, dacă văd o geantă sau o curea undeva, văd un model acolo, îmi place, mai văd alt model, îmi place și le combin. Și după aia mai schimb ceva să fie autentic, să fie Ned. Să pui tu amprenta pe... Da. Ok, super. Dragilor, vă invit și pe voi, dacă simțiți că vreți să interveniți, doar deschideți-vă microfoane și gest shoot. Da? Puneți întrebări da. Sau... De unde vine Ned? De unde vine Ned? Da. Păi prima inițială vine de la Nero, câinele meu. Am un ciobănesc german pentru cine mă cunoaște. Și restul Emilia Daniela, numele meu. Aha, ok. Acum îmi permit să povestesc un pic de Nero, să spun de ce l-am ales pe el ca prima inițială. L-am ales pe el pentru că tot prin clasa nouă mi-am dorit foarte mult un câine, că, nu știu, simțeam nevoia să am un animal al meu, să pot ieși, să mă joc cu el, să-l văd crescând cumva odată cu mine. Și prin clasa nouă am strâns bani să-mi iau un câine și, bineînțeles, na, a fost Nero, ciobănesc german. Și timpul a trecut, eu l-am dresat de mic, cumva a fost ca 7 ani de acasă pe care i-am dat eu lui. I-am făcut eu cușca împrejmuită, singură. Bineînțeles că banii pe care îi primeam eu ca elevă nu mi-ajungeau și într-o vară am lucrat ca spălătoare de vase la un restaurant ca să îi pot termina cușca și să-l întrețin pe el, că nu poți să îi dai tot felul de mâncăruri. E un pic mai pretențios, mai ales dacă e o rasă pură. Și eu țin la el foarte mult, e parte din mine și de asta am ales ca să-i pun prima inițială a lui în Ned. Ok, super. Și acum o întrebare, tot așa o întrebare, dar în afara pielăriei. Am înțeles bine, sper să nu greșesc, ești în clasa 12-a? Nu. A, nu. Eu, să spun, eu prin clasa 8-a nu prea am învățat tare bine și am intrat la profesional, la profilul copetar patiser. Am terminat clasa 11-a și am luat diploma și anul ăsta m-am reînscris la liceu la profilul textile și pielărie din Vicov de Sus, pentru care știe. Și sunt din nou în clasa 11-a, adică eu la 20 de ani o să termin liceu. Bine, mersi mult de tot. Cu drag. Care e pielea ta favorită? Sau care îți place cel mai mult din ce ai lucrat? Pielea tăbăcită vegetal. Se vede, cred, că asta că... mie îmi place pielea tăbăcită vegetal pentru că am un proces anume. Când cumpăr o piele gata vopsită sau finisată, simt că nu-i produsul ăla făcut 100% de mine. Așa când cumpăr o piele tăbăcită vegetal, o finisez eu, o vopsesc eu, cumva îi dau naștere treptat eu și sunt mult mai încântată când fac asta, chiar dacă e o muncă în plus, știi? Deci îți place să intervii cât de mult poți tu asupra da. materiei prime și evident și asupra produsului final. Da. Dai formă. Da, exact. Așa, și ce grosime de ață îți place să folosești la preponderent, să zic? Depinde dacă vine vorba de teci 0,8 și în rest 0,6 milimetri. Cam așa. Mai cu o ață mai groasă nu am lucrat. Adică Mi-ai de lucrat un milimetru. Până la 1, da. Până la 1.
până la 1. Nu știu, mai aveți întrebări? Hai, lasă emoțiile, lasă emoțiile deoparte și simte-te ca acasă, că ești într-un grup de oameni familiari. Da, pe majoritatea vă știu din întâlnirea de vara trecută, care, nu știu care ați fost, și pe care nu vă știu, încerc să vă cunosc acum. Ai vreo țintă, vreun produs pe care vrea să-l faci și nu l-ai făcut încă? O categorie de produs, nu știu. Da, zona asta e întrebarea. Da, aș vrea să fac o armură din piele, dar feminină, nu de bărbat. Cumva o armură vikingă din piele. Dar am o idee cu o împletitură mai aparte și mai complicată. Mai trebuie să studiez pe tema asta. Da, dacă vrei să o faci de damă, trebuie să o faci de mai multe segmente, nu o să meargă dintr-un singur, știi? N-ai forma de clepsidră. Da. De asta e mai complicat. Un pic mai complicat, dar o să fie foarte fain. Da, de mult timp voiam să fac asta, dar acum că sunt la profilul textile și pielărie, mai învăț pe partea asta de tipare și... Dar păi cred că e singura chestie care te ajută din profilul ăsta, să zic că e partea de tipare, că în rest are, nu știu dacă are o legătură cu... Da, exact, că practică mai fac, dar pot să spun că nu învăț mai nimic ca nou, învăț eu pe alții, pe colegii mei. Asta voiam să zic, că te duci să le explici tu niște chestii, dacă este. Da. Doar măcar teorie mai... Măcar pe partea de de lucru artizanal poți să le explici, că presupun că este și secțiunea asta, e și secțiunea de marochinărie, dar o fi și secțiunea asta de... Da, este. Mm. Teorie am învățat multă, dar practică nu. Mm. Da, și cred că se învață mai degrabă procese tehnologice care țin de zona industrială decât de zona asta de handmade, nu? Da, cumva ei pun accent mai mult pe pantofi, că aici în Vicov sunt multe fabrici de pantofi și se caută personal de lucru ca să aibă la fabrici. Și în general pe tema asta merg. Mm-hmm. Să pregătească elevii. Mm-hmm. Ok, super. Hai să vedem. Întrebări? Da, este o școală privată sau e învățământ acreditat de statul român, învățământ de stat, efectiv, bucățica asta ce faci acum? Da, este învățământ de stat, dar eu stau aici la internat, că e foarte departe de Burla, de unde stau eu, și de luni până vineri stau aici. Nu, mă interesa dacă e de stat școală profesională, că sună foarte interesant. Textile și pielărie profesională, da, să e de cam stat. Potrivește cu zona Vicovului, că au nevoie de astfel de aptitudini. Dar de asta întrebam, dacă este de stat, știi? Nu privată sau nu știu. Altceva. Nu, e de stat. Că mai sunt mai multe profile, dar în general sunt destul de multe din astea pe textile și pielărie. Mm-hmm. Ok, super. Uite, mă uit acum la un produs de-al tău care e foarte colorat. E un portofel lung. Ia să văd dacă reușesc să arăt. Cred că știu. Da. Pielea mă pare șifonată. Mai intervenit tu în vreun fel sau așa ai luat-o? Așa am cumpărat-o, e o piele tăbăcită vegetal, dar cu presaj. Îmi aduce scoarță de copac, doar că pielea nu e maro, e mo. Uh-huh. Dar uh-huh. Am și maro, pot să fac o creație și cu aia. Uh-huh. Ok.
te vezi undeva, adică aspiri la ceva pe termen mai lung sau cum privești viitorul? Viitorul, din câte îmi imaginez eu acum în momentul acesta, îl văd tot în lumea asta a pielăriei. Vreau, după ce termin școala, poate să urmez o facultate, nu știu, mă gândesc, dar dacă o să urmez sau dacă nu o să urmez, tot vreau să-mi fac un atelier, că eu atelierul l-am acasă, dar jumătate-i camera mea, pat și umedon, și jumătate-i o masă cu scule și cu toate. Și vreau să mă extind puțin, să-mi fac ca un fel de cabană, un fel de cabană, da, din lemn, și să îmi fac acolo lumea mea, un colțișor. Și să lucrez, nu știu, până la adânci bătrâneți. Cam asta vreau. Nu văd să renunț la asta, că iubesc prea mult ceea ce fac și nu-i cale de scăpare să dau înapoi. Uite, Alina a lăsat un mesaj. Întreabă cum te promovezi. Folosești vreun tool de promovare sau pur și simplu din recomandări? Am făcut și așa și așa, dar în general din promovări sau distribuiri pe pagini. În general, bani nu prea am băgat, nu știu, maxim 50 de lei dacă am băgat în promovare. Dar din, de exemplu, acum, dacă am schimbat liceul, a fost nou pentru mine, dar și pentru profesor, pentru elevi, și încet, încet au început să mă cunoască și prin cunoaștere anumiți profesori m-au ajutat cu cumpărarea anumitor produse, nu știu, portofele s-au mai cumpărat și cumva așa mă promovez eu, prin vorbă în vorbă. Dacă le place, ei o să mai zică și la alții care sunt interesați de produsele din piele. Ce recomanda unei persoane care acum a descoperit meșteșugul ăsta? Îi place să lucreze cu piele, dar e foarte la început. Da? Ce îi recomanzi să facă la început? Ce sfat îi da? Să înceapă ușor, fără nicio grabă, că eu pot să spun că un pic am forțat asta, dar nu am forțat-o foarte mult. Adică nu m-am dus sus și am coborât. Am forțat în sensul că am vrut tot mai mult să aflu tot mai multe informații. Dar pentru cine începe acum și e nou în lumea asta a pielăriei, mai întâi i-aș recomanda să încerce câte puțin din tot ce e mai simplu, așa, și să-și aleagă, nu știu, tema pe care vrea să o dezvolte în ce, dar mai întâi să cumva să își asculte adâncul lui, să vadă ce stil el așa ca persoană, ce vrea să arate oamenilor, că de exemplu eu în general fac produsele de culori din astea normale, nu-i prea strident, și clientul în general, dacă e pe stilul tău sau pe gustul tău, alege aia. Nu o să vină un client să spună că vrea o geantă în curcubeu sau ceva foarte strident. Nu, că cumva tu atragi ce atrage și el. Ne atragem unii pe alții. Depinde de cum vrem noi să o luăm asta. Dar, da, nu știu, să-și formeze un stil, dar să încerce din câte puțin. Da, până la urmă stilul se formează în timp și e nevoie de exercițiu mult. Da? Poate la început să copiezi niște tehnici, să copiezi niște tipare, niște
da, să imiți pe cei din jurul tău, da, și să exersezi până reușești să să-ți găsești propriul stil. Cred că doar așa ajungi la la acel stil care te definește, nu? Tu cum vezi lucrurile? Da, exact, că în primul rând să nu-ți fie teamă de ceea ce faci sau dacă strici. Chiar dacă strici o piele, asta e. Mergi mai departe. Că eu la început mi-era frică, dacă vedeam că am tăiat acolo greșit, am stricat aia, eram un pic așa mai, vai, s-a dus banii, da? Na, cumva era de înțeles. Da, cum ai spus tu, stilul se dezvoltă pe parcurs, dar necesită timp și foarte, foarte multă muncă în spate, că n-ai cum așa peste noapte. Și, nu știu, pe mine m-a ajutat foarte mult visarea asta a mea, că visez mult. Dar nu visez la ce nu este real, visez la real. Da, cred că e mai degrabă, cred că ține mai degrabă de o stare în care intri. Da? Da. Te simți într-un anumit fel și asta te face să te... Să fii tu. Da, să te deconectezi puțin de ce se întâmplă în jurul tău, da? Să nu te mai gândești, să nu te mai focusezi acolo și să lași să vină ce-o veni, știi? Da, uneori și asta, dar tot când visez nu mă deconectez de tot ce e real, tot le am, doar că le ignor un pic, le dau în spate. Exact, exact. Nu le mai acord atenție. Da, da, da. Mă axez doar pe dorința mea și pe ce vreau eu cu adevărat. Și e foarte interesant dacă stai să studiezi. Asta e ca un film care rulează. Și n-ai cum să oprești, nu știu, dacă intri în asta, e cam greu. Ok, dacă super. Dar permiți, servus tuturor, cred că a treia oară când sunt cu voi, sunt nouă pe grup, ca și tine, Emilia, sau prima dată aici da, pe da, grup. Da, da, da. Te văd un suflet liber. Asta mi-a venit în minte când te-am văzut prima oară pe Facebook, am văzut filmulețul acela cu prezentarea ta și vreau să spun că având în vedere tineretul din ziua de azi, cum s-ar spune, sau interesele celor de vârsta ta în zilele noastre, tu ești o inspirație pentru mulți, sinceră să fiu și pentru mine, chiar dacă e o diferență de vârstă, dar ești unul dintre acei copii faini, cu suflet liber, care știe ce vrea în viața asta și muncește și e motivată din interior, la tine motivația nu e exterioară, ceea ce e mare, mare lucru. Și admir asta la tine, ține-o, mergi înainte pe drumul tău, că din câte văd și din câte aud și din câte... și cred că și ceilalți sunt de acord, vei fi bine. Pe drumul tău vei ajunge acolo unde îți dorești, tocmai prin faptul ăsta că ești tu, ești unică, scuze Adi, avem o încă unică printre noi, cred că fiecare e unică în felul lui, dar uite, mă întrebam, mi-a venit o idee, gândindu-mă la cei de vârsta ta care au cu totul alte interese față de tine, ai văzut în jurul tău sau crezi că ai putea să aduci în jurul tău prieteni, cunoștințe sau chiar în școala unde ești sau în afara școlii, în diferite cercuri, să găsești un loc unde să poți împărtăși din pasiunea asta a ta și să inspiri alți tineri de vârsta ta? Crezi că ar fi... Da, te rog. Nu, spune, termină și... Asta vreau să te întreb, că mi-a venit ideea asta și eu personal, pentru că îmi place să împărtășești din ceea ce fac și nu neapărat pielărie, multe alte lucruri pe care le meșteresc.
Dar e un lucru care mie mi-aduce bucurie să împărtășesc cu ceilalți și din câte văd, cred că și tu ai putea face o diferență în comunitatea ta prin faptul că ei ai o pasiune și o motivație și o dorință și o putere de muncă care te ridică, te împlinește și asta poate fi o sursă de inspirație extraordinară pentru cei de vârsta ta. Și de aceea mi-a venit ideea asta că ai putea să faci lucrul ăsta, una la mână pentru tine și doi, de ce nu? Să și monetizezi ulterior pasiunea asta ta pe care o ai. E doar o idee. Da. Am încercat de multe ori să motivez tinerii sau prietenii pe care îi am cumva să-i arăt că se poate la și mai altfel. Mult. Nu? Da, ei sunt limitați în general, sunt limitați și e foarte greu de explicat și de educat cumva, că până la urmă e o educare. Și eu la început nu aveam această imaginație, pur și simplu mă gândeam să fac un tipar de portofel și mi se bloca mintea. Nu vinea idei deloc. Dar dorința, nu știu, și nu pot să explic cum a venit dezvoltarea asta. Și aici, de când mi-am schimbat liceul, am încercat să cumva să atrag tinerii la ceva mai mult, la muzică, de exemplu, sau la filme, să privească altceva, dar tot timpul s-a pus o barieră între mine și ei, pentru că refuză, nu știu, refuză să vadă sau să simtă ceva mai altceva. Cumva sunt închiși la ceva nou. Energii diferite, frecvențe diferite, te înțeleg perfect și cumva exact. se cern, da, oamenii din jurul tău care te înconjoară. Și da, e o provocare asta în sine, cred, să o faci, dar să o ai în minte pe viitor. Poate că acum, până când te ridici tu și treci de perioada asta liceului și până spui, ok, am terminat școala, am încheiat o etapă, îmi încep alta, va veni și rândul acestui lucru să împărtășești. Dar, da. Uite, aici e unul din acele locuri. Mersi. Vârstele diferă, dar e de învățat și e de împărtășit de la fiecare, cred. Eu cred că putem împărtăși perpetu, putem împărtăși tot timpul. E ok și foarte fain ce ai spus tu la un moment dat, să ajungi să aduni atât de mulți oameni încât să poți și converti în, nu știu, într-un stimul financiar, să spun. Dar eu cred că putem împărtăși tot timpul și, mă rog, cine nu vrea să împărtășească e problema lui. Și voiam să mai zic o chestie legat de tineri în ziua de astăzi. Eu cred că mai degrabă sunt distrași decât limitați. Tinerii din ziua de astăzi, după părerea mea, sunt mult mai inteligenți decât tinerii altor generații anterioare, dar sunt distrași de foarte multe informații, prea multă culoare și prea multă libertate. Să spunem, în ceea ce privește Google. Prea multă tehnologie. Prea mult. Da, acces la tehnologie, dar fără o educație prealabilă. Prea multe gusturi amestecate deodată și prea multe gusturi astea le distrage atenția. Dar cred că se poate face ceva dacă ne dorim. Cei din jurul lor, că acum nu o să ne putem ocupa de tinerii din alt județ, nu știu. A cei din jurul nostru, cred că putem stimula. Da, așa este, dar am văzut că există potențial în ei. Majoritatea pe care i-am colegilor din clasă, cumva ei refuză ce învăț eu sau, nu știu, să se extindă la ceva altceva. Dar ei, în realitate, cumva îmi arată dezinteres
dar cumva înăuntru lor simt că ceva, ei chiar iubesc asta sau iubesc cum sunt eu, că de multe ori mi s-a zis, bă, Emilia, faci foarte fain ce faci, îmi place de tine că te descurci financiar. Uite, eu, de exemplu, nu pot. Fac școala asta, dar după aia nu știu ce o să mă fac sau nu știu ce o să fac. Și îi cumva dezamăgirea asta în ei, că nu știu ce o să fac după școală. Uite, mie mi-a venit... Scuze, termină-ți ideea. Nu, atât. Acum 2 săptămâni a fost școala altfel, la școala fiului meu, la 12 ani. E mic, însă se gândește la o metodă de a face bani și altfel. M-a întrebat unde mă pot angaja mami în vară. Zic, oho, hold your horses. E o idee bună, dar, uite, eu personal, mie mi-ar face plăcere să te invit să vorbești în clase de copii în cadrul școlii altfel. Să vadă și să le arăți, să le demonstrezi, să faci într-o oră. Știu că nu e mult, dar face o atât de mare diferență și nu știi cum face, când se întâmplă acel click în mintea unui copil, indiferent de vârsta lui. Și de aceea mi-am dorit să fiu aici în seara asta, pentru că, cum ziceam, te admir și îmi place puterea asta ta interioară, extraordinară. Okay. Am văzut-o în felul în care te prezinți, am văzut-o în felul în care vorbești, am văzut-o în produsele pe care le faci. N-am avut plăcerea de a avea un produs de-al tău, dar cu drag te-aș recomanda, chiar acum am o prietenă care vrea un portofel galben și n-am cum să-l fac, că n-am piele galbenă sau cine mă poate ajuta. Și aici închei paranteza, dar gândește-te la treaba asta. Cu școala altfel e un început și multe alte cluburi, tot felul de cursuri care sunt, pe care le fac părinții sau pentru care sunt mulți părinți care plătesc pentru ca ai lor copii să poată face lucruri de genul ăsta. Da? Da. Tot săptămâna trecută a fost și aici săptămâna altfel. Dar, cum spuneam, școala are destui elevi care sunt la textile și pielărie și eu dacă merg în față și le arăt tot asta, nu le mai... Altă școală. Sunt altă școală. Altă școală, da, doar altă așa. Altă școală. Sau școala mai... Deschide organizat... orizontul și fugi la altă școală. Da. Am mai organizat un fel de cursuri, dar cu copii cu dezabilități. Uh-huh. Și s-a explicat în mare parte cum se treaba cu pielăritul. La urmă au și primit câte un obiect din partea noastră, dar ne putem extinde. Chiar de ce nu? Da, poate la clasa 8-a. Da. Da, sau așa, dar nu știu, din câte am văzut eu, în general, adolescenții sunt mai răutăcioși ei. Dacă vrei să le arăți ceva bun sau că ai reușit sau te văd că ai reușit și ești un pic mai sus decât ei, cumva, nu că prin ciudă, dar se întreabă, dar ea de ce a putut și eu nu? Sau, uite, cum se dă mare sau din altă. Hai să dau... Să-ți propun o altă perspectivă. Gândește-te că plantezi o sămânță unui adolescent de clasa 8-a, da? Care în timp s-ar putea să se întâmple ceva cu ea. Da. Sau o scânteie care ia foc. Da. Eu asta tot am încercat să fac, dar sper cândva să prindă roade, cândva să văd că ceea ce am zis, n-am zis-o degeaba. Hai să-ți dau un pont, Emilia, Ia o mână de semințe și aruncă-le. Cu piele sau... Nu le purta de grijă. Ei, eu am spus metaforic, cred că ai înțeles. Da. Aruncă semințele și nu le purta de grijă. Și o să crească și o să te caute cei care sortiți pentru treaba asta.
n-ai cum să păzești fiecare sămânță. Dar ia o mână de sămânță așa și aruncă-le. Pac, 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 pac. Legat de școala altfel, am fost și eu implicat în proiectul ăsta cu școala altfel, am povestit cu copiii, sunt foarte, foarte receptivi. Bine, am fost la niște copii un pic mai mici de clasa 8-a. Este o nișă foarte faină. Povestesc și în afară de școala altfel cu copiii de liceu, pentru că cel puțin în orașul meu sunt anumiți profesori care vor să mai prezinte și altceva elevilor și să ne merește să ajung și eu la una din orele lor, să povestim un pic, nu neapărat despre cum fac o cusătură, ci despre faptul că este foarte fain să faci ceva cu mâinile tale, să ai satisfacție, care mai târziu s-ar putea să te aducă și o pâine. Revenind la idei, ține metafora. Aruncă o mână de semințe și hai să vezi ce și cum se întâmplă. Da, mersi de sfat. Bună seara! Medea, sunt de la Luna de Piele. Emilia, ești fantastică, eu nu am știut de tine. Până în seara asta, încă sunt nouă în domeniul ăsta și de ce am intervenit? Pentru că ideea Mihaelei mi se pare fantastică. Eu sunt și profesor de educație tehnologică. Am încercat în școală altfel și am luat doar o clasă cu mine, la mine în atelier, dar noi încă suntem la început și da, copiii sunt fascinați, da, atelierul e mic și ca să aduni 20-30 de copii deodată acolo și fără să faci o activitate în care ei să fie implicați, nu doar să se uite, să pună mâna pe piele și pe produse, cred că ideea Mihaelei este fantastică. Din punctul meu de vedere, cred că tu ești în Suceava, nu? Am înțeles eu bine? Da. Botoșani și m-aș bucura în absolut orice moment dacă poți să vii, ești binevenită la oricare dintre orele mele. Eu, predând educație tehnologică, mă ocup de formarea lor vocațională în clasa 8-a și insist foarte mult pe treaba asta, mai ales acum cu chat, AI, intelligence, artificial intelligence, totul, le spun copiilor mei, dragii mei, nu mai e nevoie să ne facem gânditori și să fim super deștepți, trebuie să ne facem super meseriași. AI-ul nu o să poată să facă treburile astea și mai ales handmade-ul o să fie tot timpul din ce în ce mai apreciat cu cât avansează tehnologia. M-aș bucura oricând să te am ca un super exemplu. Am încercat tot timpul. Am adus și medici, am adus și ingineri, am adus și psihologi. Să-i dau ca exemplu și ce înseamnă ca formare profesională și ca viitoare meserie. Dar eu tot bat monedă pe școlile profesionale, pe liceile tehnologice, unde înveți efectiv să faci ceva cu mâna ta. Și cred că tu ești un exemplu fantastic și nu trebuie să fii milionar la 20 de ani și să ai un super mega succes ca pentru copiii mei să fii un exemplu demn de urmat. Ceea ce faci tu și starea în care ești acum și stadiul în care ești mi se pare fantastic și mi se pare într-adevăr inspirațional. Și oricând, dacă te nimerești în Botoșani, la orice oră m-aș bucura să te duc în orice clasă, cu bucățică de piele în mână, să le vorbești la fel, cu câtă pasiune ne vorbești și nouă. Fix cum spune și Adi, nici nu știi ce sămânță să dești și ce impact poți să ai și ce viață poți să oferi unui om care să aibă succes și nu doar că să aibă succes, să fie el bine cu el și încântat și mândru de ceea ce face. Încă o dată mă înclin în fața ta și pe mine mă inspiri. Mult succes în continuare, mă bucur mult să te știu aici lângă mine cumva. Cumva îmi dai putere. Mulțumesc mult. Și păstrăm legătura. Sigur o să vin. Da, numai decât. Sunt pe grup, mă găsești Medea Kiss. Dacă poți să lași un mesaj, să ne schimbăm numerele de telefon, m-aș bucura tare mult să știu că ești aici cumva și reachable pentru mine și că aș putea să am și eu o bucățică din tine. Fantastic! Mulțumesc mult, Emilia! Da, mersi! Prin intermediul ăsta am încercat să scriu o carte despre pasiunea mea, dar cumva un pic am scris din viața mea și apoi treptat cu Nero, cum am început, cum l-am crescut și cartea nu o să fie foarte groasă, dar vreau să o public la un moment dat. Sper că o să ajungă
la mulți copii care iubesc să citească sau nu neapărat, că nu e o carte foarte groasă care îți dă foarte multe bătăi de cap, să spun așa. Mm-hmm. Super, îmi place unde a ajuns discuția și până la urmă zona de, asta de, în care dăruim, da? Asta ne împlinește. Asta ne ajută să creștem. Da? Așa este. Da, super. Mă bucur mult că am ajuns cu discuția aici în seara asta. Emilia, uite, m-a venit o întrebare în minte. Care e acel articol de piele care ți-a părut cel mai greu de lucrat? Cel mai provocator? Cel mai greu. Să mă gândesc. Nu știu dacă greu, dar cumva timp mai mult să-mi ia. Genți, în general. Dar ceva greu? Nu. Doar sculptatul am încercat un pic și pe partea asta. Pot să spun că nu sunt talentată la desen deloc, dar îmi dă bătăi de cap. E destul de greu să faci asta. În rest, nimic nu mi se pare foarte greu din ceea ce fac. Bine, cumva m-am limitat. Nu pot să fac, de exemplu, ușei pentru cal, că alea mi se pară extrem de grele. Bine, dacă este cineva care te învață și este lângă tine, bănuiesc că la un moment dat ajungi să realizezi. Ăla-i produsul suprem și trebuie să știi foarte multe chestii, să apuci să faci ușa. Până la șea sunt foarte multe produse complexe. Însă perspectiva ta, când n-ai avut nimic greu până acum, este foarte faină și promite și înseamnă că ambiția ta este la cote maxime. Da, timp care îmi ia foarte mult a existat în produse, dar ceva greu sau imposibil, nu. Mm-hmm. Ok, super. Hai să vedem dacă mai sunt ceva întrebări. Cum au primit părinții pasiunea asta ta? Eu, de la vârsta de 13 ani, am fost crescută în mare parte doar de maică mea, doar de mamă. Că părinții mei nu sunt divorțați, doar că taică-miu trăiește în Londra și noi suntem în România și de la 13 ani nu l-am mai văzut față în față, să spun așa. Și maică-mea cumva a fost mai aproape de mine. Ea m-a încurajat, niciodată nu m-a oprit să renunț la acest vis, chiar dacă, nu știu, câteodată îi mai spunea ei o vecină sau o mătușă, vezi că investește și o să-i pară rău. Dar nu m-a forțat să renunț la asta, doar mici discuții pe temele astea. Și acum îmi ține pumnii, este alături de mine și o să fie bine, sunt foarte mândră de ea și cred că și pe ea am făcut-o mândră de mine. Cumva material cu bani am fost ajutată, dar nu foarte mult. Mai mult singură m-am descurcat pe tema asta materială. Dar a fost bine, mi-e bine. Având în vedere că de la liceu, cel puțin așa în mintea mea, se dorește mai degrabă un meșter care să lucreze bine într-o fabrică.
Da? Pentru că, până la urmă, asta e scopul unor astfel de școli. Da? Să formeze acele persoane care pot fi angajate în producția de masă. Da? Cum privesc profesorii ceea ce faci tu? Pentru că nu e în zona industrială, e mai degrabă pe un drum paralel. Da. Pot să spun că prima dată când m-am prezentat la liceul acesta nou, am fost un pic judecată, nu știu, în sensul mai puțin plăcut. Nu știu de ce, dar treptat eu niciodată nu am sărit, vai, sunt artizan și fac asta, nu. Purtam rucsacul acesta, că îl port zi de zi la școală, frunze. Dar nimeni n-a crezut că l-am făcut eu. Credeau că cine știe ce bani am și că îmi permit să-mi cumpăr lucruri scumpe. Și la un moment dat, eu o singură zi pe săptămână am doar practică în atelier. Și în acea zi am venit cu sculele mele de acasă, îmbrăcate în piele, toate aranjate. Și le-am prezentat pe masă, am început să lucrez, că aveam o comandă primită de la un frate și voiam să fac un portofel. Și atunci când m-au văzut profesoarele care se ocupă de noi ca să ne învețe, au rămas șocate, că nu știau. Ca să mă fac mai auzită, anumite profesoare nu știu nici acum, de exemplu, furculița, cum se folosește, sau compasul, cum se ține, sau, nu știu, anumite scule, încă nu știu ele. Și atunci, bineînțeles că a fost, nu știu, cred că și ele au învățat cumva să nu mai judece oamenii după pățișare, sau nu știu. Și a fost fain, cumva, că m-am simțit și eu că, uite, că până la urmă pot să mă înțeleg și e totul bine. Și acum mi s-au mai propus cumva să lucrez la fabrici de încălțăminte. Dar m-am gândit că eu dacă mai am și școală și mai fac între timp un produs din piele de-al meu, dacă o să mă angajez part-time după școală, nu o să mai am timp de mine, de dezvoltarea mea. Și am refuzat oferta. Bineînțeles că n-a fost o ofertă așa, doar ca idee. Și acum mă înțeleg foarte bine cu doamnele profesoare, sunt foarte faine, am ce învăța de la ele pe tema teoriei. Și viața merge înainte. Acum nu știu ce o să se întâmple, dar am o idee să fac pentru școală un rucsac sau ceva mai deosebit, să fie acolo afișat în vitrină, că aici la școală toate produsele pe care le fac elevii și sunt ceva mai calitative sunt expuse în niște vitrine în școală. Și scrie acolo clasa, numele elevului și vreau să dăruiesc un produs școlii, să fie acolo în amintirea mea după ce o să termin. Da. Da, foarte fain. Mulțumesc. Bun. Hai să vedem dacă mai sunt întrebări mai stăm puțin. Aș vrea să intervin și eu, dacă se poate. Sigur, te rog, Dragoș. Dragoș, mă numesc. Am, mă rog, o pasiune referitoare la pielărie. Nu trăiesc din pielărie, recunosc. Deci nu sunt 100% dependent de pasiune. Dar am o pasiune referitoare la pielărie. O admir pe fata care e dedicată în totalitate pielăriei. Am fost și eu dedicat în tinerețe unui alt domeniu și o înțeleg perfect.
la ceea ce discută și eu eram la liceu și respectiv la facultate și profesorii vorbeau puțin pe lângă de subiect, deci nu erau în totalitate stăpâni pe subiect, eu știind mai multe decât ei, da? Dar am învățat cât mi-au putut ei transmite. Nu am fost obraznic, deci nu am zis eu că sunt mai deștept decât ei sau, mă rog, m-am dat eu mai mare. Am învățat cât mi-au putut ei transmite sau cât au știut. Am fost respectos și mi-am văzut drumul în viață. Deci nu a fost pielăria. Pielăria am descoperit-o ulterior. A fost apicultura. Deci am intervenit. Am participat la multe discuții și la multe colovii. Nu am intervenit, fiindcă nu eram, cum să spun, dedicat 100% pielăriei și atunci am zis că mai bine tac. Dar am zis să intervin în seara asta, să contribui și eu la grupul la care fac parte cu experiența mea. Referitoare la ce reunește un grup, respectiv grupul de pielărie. Aici ne-a reunit mai multe categorii. O categorie de pielari profesioniști care trăiesc din pielărie, o categorie de pielari începători, da? Cum este domnișoara de față și care acum descoperă secretele pielăriei, și o categorie de pielari care nu trăiesc din pielărie, dar le place pielăria. Bun. Ca să reunim toate aceste grupuri de pielari, deci toți vrem să profesăm și să facem din piele ce considerăm noi că este mai bine. Consider că fiecare ar trebui să primească ce vrea. Respectiv, ce doresc pielarii profesioniști? Să câștige clienți sau respectiv să mai câștige ceva experiență. Ce doresc pielarii începători? Experiență. Lucruri noi, să învețe. Ce doresc pielarii ca mine? Tot la fel, să învețe. Bun. Atunci eu zic că fiecare nu trebuie să ținem cont de câtă experiență avem sau ce știm în domeniu, ci să împărtășim în grupul ăsta al pielarilor cât se poate. Că normal că pielarii cu experiență nu o să împărtășească tot, că nu se poate. Da? Pielarii începători o să încerce să fure de la pielarii profesioniști, nu? Că meseria se fură, nu se predă. Deci în momentul în care ești într-un grup al pielarilor, trebuie să furi de aici puțin, de acolo puțin și în felul ăsta să ajungi și tu un pielar profesionist. Fiindcă pielarii profesioniști nu vor să aibă concurență. De acord? De acord, domnul Adi? Nu de acord. Pentru că dacă n-ai concurență, te trezești singur. Ce faci singur? Cine te stimulează să vrei mai mult de la tine? Nu-s de acord cu treaba asta, nu vor concurență. Concurența stimulează. Dar trebuie o concurență educată, frumoasă, elegantă, în care să schimbăm impresii. Corect. Dacă vine cineva la mine cu un produs făcut de un coleg de breaslă și îmi spune, domnule, fă-mi produsul ăsta și colegul de breaslă este cu precădere din România, îl trimit acolo și spun, domnule, nu se poate. Dacă vrei un produs de la mine, ai să vrei de la mine. Dacă îl vrei pe ăla, te rog frumos, mergi acolo. Nu-i corect. Bun. Eu asta cred că ar fi constructiv pentru noi și nu... Ar fi constructiv. Asta susțin și eu. Asta susțin și eu. Într-un stup de albine, eu vă spun din experiența așa, foarte și ulterior o să ajung și la experiența referitoare la apicultură. Într-un stup de albine, toate albinele adună neinteresându-se ce se întâmplă cu averea lor. Deci, ele toate adună într-un grup, într-un stup și în 50 de zile mor. Deci ele mor. Nu le mai interesează ce se întâmplă cu averea pe care au acumulat.
Înțelegeți? Și atunci intervine apicultorul și le ia o parte din avere. Dacă nu, uneori și toată averea pe care au agonisit-o. Dar, mă rog, asta e altă discuție. Unde vreau să ajung? Am predat apicultură și predau în momentul de față și am la cursul de apicultură trei tipuri de apicultori. O categorie de apicultori profesioniști care știu deja cu ce să mănâncă apicultura, dar vin doar pentru diplomă, atenție. A doua categorie, apicultori începători care vin și să mai acumuleze ceva cunoștință. Și a treia categorie, care n-au habar de apicultură. Acum, eu ca să-i țin pe toți la cursul de apicultură, n-am decât să le vorbesc celor trei categorii de apicultori. Adică și apicultorilor profesioniști, și apicultorilor medii, care au habar de apicultură, dar culeasă de pe aici și de pe acolo. Adică după la apicultori mai bătrâni, mă rog, din experiența fiecăruia, cum a înțeles-o fiecare. Și cea treia categorie de apicultori, care habar n-au de apicultură, nu știu ce este aia albină, și pleacă de la zero. Eu n-am cum să-i țin pe toți la oaltă, decât dacă le vorbesc fiecăruia pe limba lor. Și atunci, cursul de apicultură de o oră jumate se referă la ce trebuie să le spun apicultorilor profesioniști, ca să mai vină și următorul curs. Că dacă le spun despre cum se împerechează matca, nu o să mai vină la cursul următor, că ei știu asta deja. Apicultorilor medii, despre cum să desfășoare activitatea în stup. De ce? Fiindcă ei știu cum se împerechează matca, dar nu știu cum să desfășoare activitatea în stup. Și apicultorilor începători, ce este celula de albină? Înțelegeți? Deci eu cred că ar fi un lucru benefic ca cei cu foarte multă experiență ca dumneata să împărtășească cât se poate, nu tot, că trebuie să mai descoperi și de unul singur, să împărtășească o parte din experiența personală acumulată în ani de zile, cei medii să spună pățaniile, dom'le, uite, eu am pățit treaba asta, cum o rezolvăm? Iar cei începători să învețe, nu? Că de-aia au venit la curs. Cred că ar fi un lucru benefic. Acum, nu știu, poate greșesc. Cumva în mod, hai să spun aleator, cam așa se întâmplă pe grupurile noastre de pielărie. Da. Dar e aleator, nu-i coordonată toată treaba asta. Adică cine are o problemă întreabă, cine vrea răspunde și așa mai departe. Cine are interes și își dorește cu adevărat, va merge un picuț mai departe și o să meargă spre artizanul care îi place cum lucrează și o să-l întrebe în privat. Sunt oameni care răspund, sunt care nu răspund. Să știți, dacă se întrerupe brusc, mi se termină bateria, n-am nicio sursă de încărcare acum, deci nu plec așa fără să salut, dar să știți. Deci mai sunt cei care vor mai mult și merg în privat și discută cu artizanul, identifică 1, 2, 3, 5, 10 și încearcă pe la fiecare până începe să primească un răspuns. Asta este o chestie foarte faină. Se mai întâmplă un fenomen, mai e o categorie de artizani, hobbyști sau nu știu cum să le spunem, au o problemă punctuală, merg, întreabă și rezolvă problema și mai vin iarăși cu o problemă punctuală, dar fără să vină cu un ansamblu. Eu îi numesc oportuniști. De obicei, nu, hai să zic nu de obicei, jumătate. Jumătate fac ceva cu informația primită și dezvoltă ceva, să vede, iar cealaltă jumătate nu fac absolut nimic cu informația primită și lasă apa să curgă. Nu este absolut nicio problemă, însă eu unui om care îmi cer o informație, eu dau și văd că nu face ceva cu ea, nu prea îmi vine să-i mai dau. Consider că ne cam pierdem timpul. Păi dar nu a spus că mai bine semănăm semințe și vedem noi ce o culege după aia? Păi am semănat semințe, dar eu nu mă duc să trag de fiecare frunză la fiecare sămânță, hai crește. Corect. Nu mă duc să fac treaba asta. Eu am semănat sămânța, dacă vrea
s-au uitat și spre mine sau spre alt om care seamănă semințe. Dacă nu, nu. Ce voiam eu să punctez este că cumva se întâmplă tot fenomenul ăsta, doar că nu este coordonat. Este cumva haotic. Aleator. Sau aleator. Da. Aleator, nu haotic. Dar asta încercăm să facem. Din păcate, breasla fielarilor a dispărut. Din păcate, unii n-au înțeles corect fenomenul și nu zic că e cineva care l-a înțeles pe deplin corect, dar nu toți vor să ne unim forțele ca să înțelegem același lucru și să încercăm să explicăm și clientului același lucru. Dar eu cred că este în lucru ceea ce spuneți dumneavoastră, că trebuie să fii pe înțelesul și celui care e pe o treaptă mai superioară sau pe o treaptă mai inferioară sau în curs de învățare și așa mai departe. Cred că este informare toată treaba asta. Eu cred că breasla n-a dispărut din moment ce noi suntem aici, nu? Bine, metaforic breasla n-a dispărut, dar la propriu a dispărut, pentru că acum, na, nu știu, cred că doar breasla iconarilor mai există la noi în țară. Cu adevărat breasla. În rest, din moment ce sunt și tineri, care vor să bată la porțile pilăriei, înseamnă că n-a dispărut breasla, nu? N-a dispărut interesul, da. Domnișoara care este în ziua de astăzi invitată. N-a dispărut breasla. Breasla înseamnă niște rigori. Breasla înseamnă e un pic mai mult decât aleatori. Decât aleatori. Rigori, din punctul meu de vedere, e un pic mai mult decât aleatori. De către cine? Niște rigori punctate. Deschidem o cutie a Pandorei și n-aș vrea. Cel puțin acum cred că vrei să o lași pe altă dată discuția asta, Adina. E total... Să nu-i luăm... Emilie. Cred că domnul Emilie, ce să mai apuca și ăsta să deschidă subiectul acum, nu? Da. Hai să-i dăm Emiliei seara ei și... Da, da. Corect. Dacă aici... Aici încerc să... Este o domnișoară foarte frumoasă, care e foarte pasionată de pielărie și nu mă mai bag, gata, m-am retras. Aici da. Fac o paranteză, că și eu pe la începutul meu am căutat artizani care să cumva să mă... să caut perechea pe care... zic eu că mă pot potrivi în decursul anilor sau decursul lucrurilor pe care vreau să le fac și l-am găsit pe Adi și pe Ben Brooker. Mi s-au părut că sunt două piese care chiar cumva mă atrag prin felul lor de a lucra și de a transmite acele lucrări și Adi știe cât... am mai întrebat câte întrebări i-am pus, câte sfaturi mi-a dat, chiar și ajutor am primit din partea lui cu anumite scule și mulțumesc foarte mult. Cu deci drag există. Să-ți fie spre folos, există, exact. E foarte important pentru un artizan care știe un pic mai mult decât nimic, este foarte important să vadă că informația pe care a dat-o a fost folosită. Adică sămânța începe să crească, să facă ceva, cât uși de puțin, pentru că altfel lipsește motivația artizanului să mai răspundă la alte întrebări. Înțelegi? Mi se pare frez. Dom'le, eu am un timp care e limitat. Dacă mă întrebi o dată, de două ori, nu faci nimic sau îmi pui aceeași întrebare la care primi deja răspuns, e clar că nu ești atent și începe să ne pierdem timpul. Știi? Dar este o cutie a Pandorei pe care o să deschidem cu altă ocazie. Bravo, Emilia, și spor în continuare. Mulțumesc mult! Dacă pot adăuga, Emilia, pe partea de tipare, dacă ai vreodată vreo întrebare, e în afara pielăriei, să zic așa, dar dacă ai vreodată vreo întrebare legată pe partea de textile și tipare liniștită, uite, o să-ți dau un mesaj cu numărul de telefon și poate ne auzim și în privat. Sigur. Da? M-ar ajuta foarte mult. Cu plăcere. Știu cum e că poți să vorbești cu cineva și atunci se face click-ul. Știi? Și atunci ține o idee la care nu te-ai fi gândit. Cu mare plăcere oricând. Super. Mulțumesc frumos, Emilia, că ai acceptat invitația mea. La mulți ani de luna martie ție și tuturor femeilor.
Mulțumesc frumos încă o dată pentru ce ai împărtășit cu noi și felicitări pentru ceea ce faci. Mulțumesc tuturor pentru intervenții. Să ne revenim sănătoși săptămâna viitoare cu un alt artizan. O seară faină să aveți. La revedere. Ciao. Mulțumesc și eu pentru timpul acordat. La revedere.